Iisus vroind să învețe pe cei să fie hotărâți pe calea sa, le-a spus o pildă cum rostesc evreii și pilda aceasta sună cam așa. Un om când pune un petec pe o haină, nu pune petec nou la vetitură. Tot omul știe, nu-i nicio taină, atunci se produc mai mare optură. Și ucenicii atunci nevoie mare, făcură ochii mari nedumeriți. Ce vrea să însemne pildă aceasta oare? Și-au dorit să fie lămuriți. Eu cred că toți dorim ca înțelesul să-l prindem din Scripturi ce a zis Iisus, dar toți de aici să ne atragă prezul având lumina Harului de Sus. Petec nou, e o schimbare nouă, e rezistent, e nou și e frumos. Dar când viața se împărtă în două, un loc la lume și altul la Hristos, s-a dat din te cârpești cu o faptă bună, la viața ta murdară de păcat, că n-ai făcut decât să-ți rămână lucrurile în suflet și mai apăsat. Euro în coșul de colectă, nu strângi că mori în cer, nu te amăgi. Pe văduvă toți frații o respectă, i-a dat un doi la templu când veni. Dar chiar Iisus se uită peste gloate, cum își aruncau ei bani din prisos, a spus să știe toată lumea că gestul ei a fost cel mai frumos. Dă măcar doi când vii la templu, și nu unul și cu păreri de rău, ci în toate tu să fii exemplu ca să te vadă însuși Dumnezeu. Iar petec nou la haina învechită, e când zici că ești creștin supus, dar te trește-ți noua de ispită să nu urmezi în totul pe Iisus. Și câte lucruri de ocară încerci să le cârpești așa frumos. Arăți la frate că ești un sfânt pe din afară, dar tu ești un fariseu păcătos. O vină la Iisus să-ți dea o haină nouă și numai în tot cârpi haina cea rea. Ajunge viața împărtă în două, că nu-l înșel pe Dumnezeu, nu-i așa? Și pilda zice bine înțelesul, poate să o priceapă chiar cel mai mic. Deci, frate, schimbă-ți de astăzi mersul, să nu te afli urmă cu nimic. Aruncă haina veche pregăcită, Iisus te dea om nou în viața ta, să-ți dea o haină nouă și sfârșită, să fii cu El în cer la viața sa. Amin.